Așadar, ar fi deci pe locul 3 balonul, pe locul 2 inelul și ajungem la locul 1, practic cea mai cunoscută intervenție și cea mai controversată, că multor persoane le este frică de această metodă de micșorarea stomacului. Practic, taie stomacul, nu? Într-adevăr, tăiem stomacul, scoatem cam 2/3 din stomac. Așa. De asemenea, este o operație, se face tot laparoscopic, anestezie generală, spitalizare de 2-3 nopți, dar are rezultatele cele mai bune. Practic, noi spunem că are raportul optim între rezultate și efecte secundare, adică obține cele mai bune rezultate cu cele mai puține riscuri. Riscuri există ca la orice intervenție, normal, dar da, apar rar. Dar care sunt, câte kilograme putem slăbi prin micșorarea stomacului? Poți să slăbești până la între 70 și 100% din excesul ponderal, adică practic poți să devii normoponderal. Că ai 100 de kilograme în plus, poți să dai jos pe toate. Nu, de altfel am și avut pacienți care au slăbit 100 de kilograme, 120 de kilograme, mamă, ajungând normoponderali. Mamă. Adică au dat jos tot ce aveau în plus. Dar multor persoane le este frică, că se gândesc, Doamne, cum să-mi tai stomacul, dacă nu mai se reface, dacă pățesc ceva, dacă mor, dacă... Vă dați seama că oamenii sunt speriați. Au existat și cazuri destul de multe letale în urma acestei operații. Au existat nu foarte multe, dar există orice intervenție chirurgicală și... așa banală și numit greșită apendicită poate să ducă la complicații. Deci nicio intervenție nu e banală. Iar micșorarea stomacului este o operație care are puține riscuri, uneori serioase, ce-i drept, dar din fericire apar... Dacă vorbim de riscuri serioase, putem să menționăm și cancerul? Cancerul nu, asta este o falsă problemă. Nu s-a dovedit, niciun studiu nu ne spune că după micșorarea de stomac poate apare un cancer mai des comparativ cu orice alt pacient operat sau nu. Riscul e același. Asta este mai degrabă o legendă. Există riscuri vis-a-vis de complicații care pot să apară în prima lună. Dar pe termen lung, la luni sau ani de zile de la operație, nu s-a observat că se întâmplă ceva, cum să spun, de asemenea natură, cancer sau complicații grave. Viața pacientului după gastric sleeve, după micșorarea stomacului, este normală, aș spune, evident mai bună decât înainte de operație, pentru că ești slab. Ești normoponderal, calitatea vieții e mult mai bună. Dar cât de grea este recuperarea după o astfel de intervenție, de tăierea stomacului? Nu este grea. În seara sau a doua zi după operație ridici din pat, te poți plimba, începi să bei lichide, de altfel în prima săptămână, ca și la inel, vei bea doar lichide, în a doua alimente pasate, din a treia mâncare solidă, te poți reintegra social după 5, 7, 10 zile, în funcție de nivelul de efort pe care îl faci la locul de muncă. Practic, recuperarea nu e grea. E operație pe care pacienții o duc bine pe picioare. Fiind laparoscopică, durerile sunt mici, te poți mobiliza repede, nu trebuie să stai la pat. Uh-huh. Cât despre faptul că pacienților le este teamă, e normal. Și mie probabil că mi-ar fi teamă să mă duc să mă operez. E ceva firesc, da, în natura noastră. Nu te poți duce zâmbind. Ai frica aia de doctor? Da, de doctor sau în fine, de complicații, de ce poți păți, de necunoscut, practic. Dar oricum, cred că se fac niște analize înainte, există, se fac nu? Niște analize, un set larg de analize cu o săptămână, două înainte de operație, în care noi evaluăm starea de sănătate a pacientului, să vedem starea pe care o are și să fie apt din punct de vedere al sănătății să poată fi operat, să treacă și... cu riscuri, cum să spun, nu foarte mari. Și ce ai voie și ce nu ai voie să mănânci? Că mai știm pe cineva din showbiz care și-a făcut această intervenție și era poftă de șaurma și zicea că o pasa ca să poată să mănânce. Într-adevăr, în teorie poți să mănânci orice. Evident că trebuie să eviți alimentele hipercalorice. Dacă tot vorbim despre șaurma, dacă stăm să ne gândim dacă nu punem cartofi și sosurile acelea, șaurma e făcută din carne și legume. Corect. Ceea ce nu este atât de... Sunt și acea alimente. Lipie care... Și acea lipie, dar dacă stăm să ne gândim, lipie are mai puține calorii decât pâinea dintr-un sandwich. Corect. Dar, într-adevăr, pacienții tind să-și păstreze obiceiurile alimentare nepotrivite câteva luni după operație. De-aia trebuie să lucreze și să evite. Uh-huh. Regula ar fi să mănânce doar 3 mese pe zi. Uh-huh. Să nu mănânce dezordonat, să mănânce la fixă. Cum am mai auzit că mănânci, nu știu, o bucățică de carne și 20 de grame de nu știu ce, cât te-ai săturat? Absolut. Așa? Așa de puțin? Mănânci mult mai puțin. Practic, pacienții ulterior, când se duc la restaurant, își comandă o porție normală, că nu există jumătăți de porții. Cam cât poți mănânci într-o pizza, ca să ne dăm seama? După ce ai făcut operația de micșorare de stomac. Depinde de timp ai de la operație. O gură? După câteva guri, maxim o felie. Maxim o felie? Maxim, da. Mamă!
Și gândindu-ne că ți-ai sătis cu pofta, adică ai mâncat-o, ți-a plăcut și nu... Adică ne și săturăm din acea felie. Asta absolut, e absolut. Dar multe femei se gândesc că dacă vor mai putea rămâne însărcinate după această intervenție. Poate să rămână însărcinate. Da? Nu afectează? Poate să rămână, ci chiar crește fertilitatea. Scăderea în greutate crește fertilitatea la femei. Regula este că trebuie să evite o sarcină un an de zile de la operație. Atât din cât pacienții slăbesc rapid, nu trebuie să rămâi însărcinată ca femeie, trebuie să eviți. După un an de zile, studiile arată că o sarcină este sigură, fără să pună viața în pericol nici a fătului, nici a mamei. De altfel, am avut pacienți care au... Dacă slăbești starea de sănătate mult mai bine, ai și alt tonus. Absolut. Dar un an de zile să evite. Și dacă tot vorbim de sarcină, la ce metodă de slăbit apelează mămicile care doresc să... După naștere, să slăbească. Să piardă rapid la oricare din variante de care am vorbit, dar cu predilecție la mișoarea de somat, pentru că are eficiența cea mai mare. Și dacă tot vorbim de sarcină, majoritatea pacientelor de peste 30-40 de ani relatează că au câștigat kilograme multe în timpul sarcinii. Ceea ce este o problemă. Lumea trebuie să înțeleagă, doamnele trebuie să înțeleagă că în sarcină nu trebuie să mănânci cât pentru doi oameni, cum e legenda. Trebuie să mănânci la fel ca înainte să rămâi însărcinată, e suficient. Așadar, sunt oricum foarte multe metode. Important e să știm cam câte kilograme să slăbim, nu? Că dacă, de exemplu, o persoană are 150 de kilograme, clar, nu cred că a reușit cu balonul gastric sau cu inel să slăbească, nu știu, 50 de kilograme într-un an, să zic. Exact. Vreau să fac răspunsul cheie la întrebarea asta este cui ce operație faci? Că dacă alegi procedeul potrivit, el va da roade. Dacă alegi operația nepotrivită la un pacient, la un balon gastric, la un pacient de 150 de kilograme, el nu va funcționa, nu o să poată să-l facă normoponderal și atunci ești tentat să dai vina pe metodă. De fapt, e, cum să spun, o combinație între cum ce alegi. E vorba de ceea ce ți se potrivește până la urmă. Dar, domnule doctor, avem voie să facem sport după oricare din aceste proceduri? După operațiile de care vă spuneam, intervenții laparoscopice, de la o lună încolo poți face orice fel de sport. E chiar recomandat. Adică dacă mănânci mai puțin și faci și sport, șansele să dai rezultate operația sunt mult mai mari. Pentru mai multe detalii și informații, vă găsim pe Facebook, dr. Mihai Ionescu? Pe Facebook, intervenții obezitate, gastric-sleeve.ro, sunt tot felul de metode de a mă găsi pe internet. Vă mulțumim foarte mult că ați venit în această dinată alătorie de noi și vă așteptăm cu mare, mare drag.